Șoferii care ajung pe calea Dumbrăvii trebuie să circule cu mare grijă, fiindcă în zona intersecției cu strada Siretului, un crater imens s-a format în asfalt. Un conducător auto a avut ghinionul să intre cu roata fix în groapă și să își strice autoturismul. Imediat după incident a sunat la poliția locală pentru a semnala cele întâmplate, însă spune că nu a fost luat în seamă. Lacul lui Binder s-a transformat dintr-o zonă urbană neutilizată într-un spațiu pentru sport și agrement. Viitoarea bază unde sibienii vor putea practica sporturi nautice, vor sta la plajă și se vor plimba cu bicicletele, va fi inaugurată în curând. Deocamdată în zonă au apărut cele două locuri de joacă, cel de pe malul apei, dar și cel gonflabil de pe lac. De asemenea, s-au pus la punct aleile, s-au montat băncile și se lucrează la amenajarea terasei. Lucrările sunt aproape de final, urmând ca spre sfârșitul anului porțile bazei să se deschidă. Proprietarii de mașini sunt împărțiți în două categorii. Unii care spun că mașina trebuie să te ducă și să te aducă, pentru asta există, iar alții care fac din mașină un sanctuar. Investesc sute de mii de euro în ceea ce devine pentru ei un etalon al puterii financiare, care automat îl propulsează în prima linie socială. Nu știm dacă aceasta a fost motivația unui sibian care a cumpărat probabil cea mai scumpă mașină din Sibiu, un Mercedes G-Class de puțin peste 300 de mii de euro. Dar pentru alții, Dacia este poate cea mai căutată. Prețurile sunt accesibile, iar dotările bunicele. Modelul care însă este cel mai așteptat pentru Dacia Spring, primul full electric al producătorului, la Sibiu 150 de clienți așteaptă livrarea mașinii la finalul lui septembrie. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.